fanii Britney Spears au lansat o campanie Free Britney, iar cel care se opune este chiar tatăl artistei. Cu toții știm prin ce probleme a trecut Britney. Artista a fost decăzută din drepturile ei, iar toată averea a fost trecută sub tutela tatălui ei. Se pare că Brit nu mai face față situației, iar fanii ei sunt din ce în ce mai îngrijorați. Aceștia nu au fost niciodată de acord cu parteneriatul dintre Britney și tatăl ei, Jamie Spears. Aceștia cred că tatăl artistei este folosit pentru a o manipula și controla, mai ales că Brit valorează cel puțin 59 de milioane de dolari potrivit documentelor judecătorești depuse în 2018. Peste 130.000 de persoane au semnat o petiție solicitând Casei Albe un răspuns salvator pentru Brit.